Și ce scrie în mesaj? Atenție, obligatoriu sigilarea, ștampilarea și semnarea dosarului de toți membrii secției de votare. Președinții secțiilor de votare spun că au fost anunțați că sacii cu buletinele de vot trebuie semnați de fiecare membru al comisiei abia spre miezul nopții, când mulți plecaseră deja acasă. La instruire nu ni s-a spus lucrul ăsta și e o mare măgărie. Ce nu vi s-a spus? Să punem pe saci și să semneze toți membrii comisiei. De unde veniți? De la Bărcănești. Și acum ce se întâmplă? Păi acum membrii sunt din alte localități și am sunat, îi așteptăm să vină din pat. V-au anunțat? Acum 10 minute. Și acum trebuie să vină toți? De unde sunteți? Cira. Câți membri au în secție? 7, cu noi 9. Un microbus să aducă... Fiecare cum se descurcă. Plătește cineva? Păi ar trebui să plătească. Cum majoritatea membrilor comisiei erau din localități învecinate, oamenii au trebuit să vină din pat ca să semneze sacii cu voturi. Ai semnat pe amândouă? Semnați pe amândouă că mă duc degeaba și vă întoarce. De unde ați venit? De la comuna Plopusa Călmeie. A trebuit să veniți de acolo ca să... Da, ne-a anunțat ca să venim pentru că trebuia să semnăm, ca să primim mesaj târziu. Nu s-a știut. Deja ajunsați acasă? Da, eram acasă dezbrăcați, eram ca fiecare. Când te duci pe o zi și o noapte. Vă așteptați? Nu. Am fost o glumă. La Galați, însă, procesul electoral s-a desfășurat ca pe roate. Despre și cum a fost astăzi? A fost ok. O zi lungă, evident obositoare, am fost atenți, a trebuit să rezolvăm toate problemele, n-au fost probleme deosebite.